necesară endoscopia digestivă? Endoscopia digestivă este necesară după vârsta de 50 de ani pentru screeningul cancerului gastric sau al cancerului colorectal. Înaintea vârstei de 50 de ani, endoscopia digestivă se recomandă atunci când apar semne de alarmă, ca scăderea în greutate peste 5 kg în mod involuntar, fără ca pacientul să își propună, hemoragie digestivă superioară, anemia importantă, tulburări de tranzit brusc instalate, vărsături repetate, tulburarea de înghițire sau durerea în piept inexplicabilă. O altă situație în care se poate face endoscopia digestivă este atunci când pacientul nu răspunde la tratamentul antisecretor.